Bună seara, dragi telespectatori! Bine v-am regăsit și Hristos a înviat! În această seară m-am gândit să abordez un subiect pe o temă mai vastă. Este vorba despre oportunități în învățământ și e o temă care se cere discutată pentru că foarte mulți profesori, în special tineri, nu se mai îndreaptă către acest domeniu. Există motive pentru care să rămânem în învățământ, indiferent care sunt acolo beneficiile noastre și mai mult decât atât, există oameni care ne pot ajuta să găsim motivația necesară să ne susținem cariera. În această seară m-am invitat alături de mine pe Angela Cășeriu, profesor de istorie la Colegiul Național Mihail Sădoveanu din Pașcani și cunoscută, poate mai multora, ca inițiator de proiecte și coordonator de proiecte și ca lider sindical al unității, al Uniunii Sindicale Libere din învățământul preuniversitar. Bună seara, Angela! Bună seara! Bine m-am găsit! Bine ai venit la noi! O să încercăm să purtăm o discuție liberă pe această temă și o să pornesc discuția noastră de la faptul că tu ai găsit în învățământ motivația necesară să faci mai mult pentru tine și pentru ceilalți. Eu așa zic și nu cred că sunt singura care am aceeași părere. Da. În Pașcani sunt foarte mulți profesori care fac proiecte. Discutăm până la urmă despre o alternativă la ceea ce înseamnă realitățile din învățământul românesc. Proiectele oferă anumite avantaje, sunt și foarte multe dezavantaje care pot fi enumerate dacă e să discutăm despre implicarea profesorilor în ceea ce înseamnă activități extrașcolare. Hai să începem cu avantajele mai bine, ca să luăm tenta pozitivă a lucrurilor. De ce s-ar implica atât profesorii tineri, uite, cât și elevii și nu numai profesorii tineri, ci și profesorii de orice vârstă în proiecte. Da, sunt oportunități diverse. Până la urmă discutăm despre anumite lucruri care se referă la dezvoltarea personală, discutăm despre motivarea elevilor, despre încercarea de a vedea până la urmă lucruri noi în alte țări, în alte sisteme de învățământ și în ultima instanță discutăm, dacă vreți, și despre lucru în echipă. Eu am învățat foarte multe lucrând cu unii dintre colegii mei. Până la urmă sunt aspecte care țin de dezvoltarea personală, cred, în special. Deci ajută foarte mult aceste proiecte, nu numai celor care beneficiază de ele, elevi, ci și celor... Sigur, pentru elevi este până la urmă un lucru extraordinar, pentru că nu este ușor, într-adevăr, să trimiți mai mulți copii în străinătate. Discutăm, acum trecem la capitolul dezavantaje, responsabilitate, organizare, foarte mult stres, timp liber pierdut și, în ultima instanță, dacă vreți, foarte mult... voluntariat. Exact, pentru că aceste lucruri nu se plătesc. De asta trebuie să discutăm despre ele, pentru că e destul de greu să motivezi un profesor să se implice. În primul rând e vorba de timp, așa cum spuneai, apoi e vorba de munca aceasta asiduă din spatele unui proiect, de documentație, de, știu eu, idei, organizare și toate acestea nu se văd. Copiii participă în aceste proiecte entuziasmați, la ei totul e ca o joacă, puțin dintre ei poate înțeleg cât de mult îi ajută sau poate conștientizează mai târziu, dar munca celor care coordonează direct sau inițiază aceste proiecte este una extraordinară și ar trebui să înțelegem de ce s-ar implica. De ce și-ar dori totuși să se implice un profesor în asta? Consider că ar trebui să ai o anumită înclinație pentru, știu eu, socializare, comunicare? Ce aptitudine ar trebui să aibă un profesor care să se implice în proiect? Aș pune accentul puțin pe ceea ce înseamnă implicarea elevilor. Într-adevăr, pentru elevi sunt foarte multe oportunități, pentru că discutăm despre
lucruri noi pe care le văd. Am făcut proiectul în cadrul programului Euroscola. Copiii de la Colegiul Sadoveanu au ajuns la Parlamentul European, au participat la ceea ce a însemnat o simulare a unei sesiuni parlamentare. Mulți dintre copiii noștri au și fost premiați pentru că s-au organizat concursuri. Copiii s-au pregătit pe diverse teme și în acest context și-au perfecționat abilitățile de comunicare într-o limbă străină. Sigur, mulți dintre ei au fost motivați să facă multe alte lucruri pentru că sunt foști elevi ai colegiului care acum sunt studenți la Universitatea din Iași, Cluj sau București și desfășoară foarte multe activități care sunt promovate în rețele de socializare și care chiar reușesc să atragă alți copii și să-i motiveze ca atare. Dacă e să discutăm despre oportunități sau avantaje pentru profesori, sigur, cred că ar trebui să ținem cont și de realitățile din sistemul de învățământ românesc. Un debutant, în momentul în care ajunge în învățământ, are un salariu foarte mic, în jur de 1.000 de lei, 950-1.000 de lei și vă dați seama că în acest context nu poate fi motivat să inițieze astfel de acțiuni în condițiile în care mulți dintre ei fac naveta și o treime din salariu în proporție, nu știu, între 3 și 4 milioane lei vechi se duc pe navetă. Și sunt foarte multe primării care nu decontează. Vă dați seama că în condițiile astea supraviețuirea este elementul principal. Și participarea la astfel de proiecte rămâne așa, poate este, să zicem, o oportunitate pentru cei care și-au asigurat un loc de muncă în anumite condiții decente. În ultima instanță sunt foarte multe lucruri care pot fi amintite dacă e să vorbim despre cadrul în care ne desfășurăm activitatea. Se discută acum foarte mult despre proiectul referitor la legea unică a salarizării. S-a precizat că sunt mai multe variante, două variante care sunt, au fost inițiate de o comisie tehnică la nivelul Ministerului Finanțelor, a Ministerului Dezvoltării și a Muncii și s-a precizat la un moment dat că vom încerca să găsim pârghiile necesare pentru a motiva oamenii și pentru a se impune performanța. Din nou, factorul uman este foarte important, nu contează că nu există școli dotate, că nu există anumite lucruri care țin de perfecționarea sau, eu știu, schimbarea programei care trebuie să fie adaptată la realitățile zilei de astăzi. Pentru că discuția noastră merge în paralel, din câte văd, cred că e defect profesional și atunci încerc să îmbini aceste două laturi foarte importante din viața ta. Mă gândeam să te întreb care este legătura mai exact între minister și sindicate? Ce înseamnă participarea sindicatelor la hotărârile ministerului? Da. Cum poate mai exact să ia măsuri în practică? USLIP a inițiat mai multe demersuri pentru a promova anumite facilități pentru profesori. Mă refer la programul de conversie profesională care a fost inițiat în colaborare cu ISJ și cu Universitatea Alexandru Ancuza mai nou și cu Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi pentru a oferi profesorilor posibilitatea să obțină acea conversie profesională în condițiile în care sunt puține ore și unii dintre profesori au nevoie de completare pentru a obține acea normă. Vă dați seama că în condițiile astea, din nou, dacă e să discutăm despre proiecte sau alte lucruri de genul ăsta, sunt multe lucruri de spus. Sunt inițiate foarte multe petiții care vizează îmbunătățirea cadrului în care își desfășoară activitatea profesorii și cel puțin la nivelul SLIP-ului au fost inițiate foarte multe discuții pentru a obține, de exemplu, pentru acel program de conversie profesională fonduri pentru ca profesorii să nu plătească acele cursuri. Da, pentru că și așa salariile sunt foarte mici în învățământ să suporți costul unei astfel de specializări, pentru că practic e vorba de un beneficiu pentru școală, practic. Ar fi un beneficiu pentru școală și pentru copii în condițiile în care profesorii ar obține și a doua specializare. În mod clar. Acum nu știu cât de important este pentru fiecare dintre profesorii
care sunt la catedră să se perfecționeze. Eu sper să fie, pentru că nu mulți dintre ei își mai doresc să se perfecționeze, ba mai mult tinerii pleacă, stau foarte puțin timp, nu? Și pleacă fie în străinătate pentru bani mai mulți, nu contează în ce domeniu vor lucra, sau rămân în țară, la fel, pentru domeniul privat, da. Știu eu, un salariu mai mare. Da? Pentru că dacă stăm să ne gândim la modul practic, avem niște nevoi pe care dacă nu le acoperim într-un job, trebuie să găsim altceva de făcut, chiar dacă suntem dedicați unui domeniu. Da, am văzut un studiu realizat de sindicatele din Anglia și precizau reprezentanții sindicatelor că tinerii din Anglia pleacă în proporție de 40% în primii 3 ani de activitate, după ce își desfășoară activitatea în învățământ datorită stresului. Nu știu dacă putem să comparăm salariile tinerilor, debutanți sau profesorilor începători din Anglia cu cele care sunt în România, dar în mod cert tinerii nu sunt atrași de ceea ce există în învățământ. Până la urmă discutăm despre lipsa unui cadru motivațional care să-i determine să aleagă acest domeniu și vă dați seama că în acest context societatea are de pierdut, școala, comunitatea, elevii, părinții, pentru că discutăm despre viitorul acestei națiuni, chiar dacă spunem să zicem, folosind un anumit ton. Da, lucrurile astea sunt importante. Ce poate să fac sindicatul pentru un membru de sindicat? Vă referiți la avantajele? La avantaje. La avantajele. De ce ar alege un profesor să fie membru de sindicat? Pentru că sunt mulți dintre ei care nu aleg să facă parte din niciun sindicat. Sunt mai multe. Da, tu reprezinți astăzi aici USLIP-ul, dar sunt care nu vor să facă parte din niciun sindicat. E adevărat. În România gradul de sindicalizare este mare, spre deosebire de alte țări. În Elveția, de exemplu, sunt puțini profesori care acceptă să intre în... Până la urmă vorbim despre o acțiune benevolă. Nu așa este obligat nimeni să devină membru de sindicat. Sunt foarte multe avantaje ale unui membru de sindicat. În primul rând discutăm despre posibilitatea și dreptul acestuia de a fi respectată legislația în vigoare și respectate drepturile conform legislației. Vorbim despre forme de intraajutorare, vorbim despre apelul la sindicat în condițiile în care sunt disponibilizați unii dintre angajați și sunt constrânși să facă anumite lucruri, sunt sancționați și pot apela la sindicat care îi protejează în acest context. Formele de intraajutorare sunt importante și pe site-ul USLIP lunar sunt prezentate acele ajutoare care sunt acordate. Este o listă nominală și de fiecare dată, să zicem, sunt analizate cu atenție dosarele medicale. Este un domeniu în care stresul este mare și chiar putem discuta despre boli profesionale specifice acestui domeniu. În același timp vorbim despre folosirea patrimoniului, care e USLIP, care, să zicem, oferă anumite avantaje. De exemplu, pensionarii pot beneficia de un sejur gratuit la St. George's. Condițiile în care ies la pensie beneficiază de acest sejur. Care și e o recunoaștere. Exact, este o recunoaștere indirectă a muncii pe care o, să zicem, au prestat-o în folosul școlii și a comunității. Da, foarte frumos. Dar Dumnezeu să ajungem toți la vârsta aceea ca să putem beneficia de aceste lucruri. Să ne gândim la un caz. Să spunem că un profesor din învățământ are o problemă și că problema respectivă poate fi rezolvată de sindicat. Să vedem în ce măsură. Să spunem că un profesor are un necaz în familie. I s-a îmbolnăvit cineva și, Doamne ferește, e nevoie de susținere financiară. Cum poate să beneficieze în cazul acesta? Trebuie să depună o documentație? Da. Completează o cerere și, în general, se anexează documente justificative. Da. Copia Xerox a buletinului sau a cărții de identitate, documentul justificativ și cererea adresată președintelui USLIP. Dar
este bine să nu ajungem în situații de genul ăsta. Așa este. În ceea ce privește programa de învățământ, sindicatul poate să inițieze, pomeneai mai devreme, măsuri în ceea ce privește schimbarea programei, pentru că se discută de ani de zile. În învățământul românesc există probleme legate de programă, cred că pentru toate disciplinele. Manualele sunt vechi, profesorii lucrează după programe care nu au nicio legătură cu manualul. Ce poate să facă sindicatul? Rolul sindicatului este de a apăra drepturile membrilor și de a adopta anumite demersuri, măsuri pentru a îmbunătăți cadrul în care aceștia își desfășoară activitatea, adevărat, ținându-se cont și de respectarea drepturilor acestora. Însă sunt, să zicem, inițiate și demersuri care vizează îmbunătățirea programelor. Chiar am auzit zilele trecute în cazul programei de la informatică, sunt în jur de 12 aspecte depășite, deja științific vorbind, care nu au fost actualizate. Vă dați seama că sunt foarte multe situații în care copiii învață anumite lucruri și ei ajungă la facultate și practic trebuie să înțeleagă altfel lucrurile. Chiar apropo de proiectele care au fost făcute la Colegiul Sadoveanu, în proiectul Leonardo din 2013, copiii au mers în Italia să învețe, au făcut stagiu de practică pentru a învăța să creeze site-uri creative, frumoase, pentru web design, practic, asta este elementul. Și sunt anumite aspecte care nu se studiază în programa școlară. Da. Și în condițiile astea vă dați seama că sunt foarte multe inadvertențe care trebuie adaptate realităților existente. Da, e destul de dificil și pomeneai mai devreme de exemplul Elveției. Eu cred că acolo lucrurile sunt foarte clare pentru că sindicatele apar atunci când sunt probleme și atunci când problemele nu mai sunt, ele, ca să reziste, trebuie să vină cu, știu eu, proiecte, cu inițiative în folosul membrilor. Da. Aici este un alt aspect foarte important. Formarea și dezvoltarea profesională este un obiectiv al organizației pe care o reprezint, USLIP Iași. Este menționat și în statutul organizației interesul și preocuparea organizației USLIP pentru a facilita formarea profesională și cel puțin în perioada următoare se vor iniția anumite demersuri pentru a se realiza proiecte de formare și dezvoltare profesională din fonduri structurale, fonduri europene sau alte, așa zise, posibilități de finanțare. Și de care se poate beneficia fonduri norvegiene, sunt fonduri elvețiene, da, prin care pot fi utilizate pentru a îmbunătăți practic calitatea actului educațional, formarea profesională și dezvoltarea profesională a membrilor noștri. Pomeneai de proiectul Leonardo, e bine, s-a terminat cu fostul program, da. Așa, programul Leonardo și acum există Erasmus Plus. Da. Ce este Erasmus Plus? Să explicăm un pic pentru cei care nu au luat contact cu acest program, ce înseamnă el pentru profesori, pentru elevi, ce înseamnă. Erasmus Plus, practic, este o nouă inițiativă a Comisiei Europene care vizează perioada 2014-2020, s-a alocat o anumită sumă și sunt anumite componente care se referă la educația școlară, care se adresează școlilor și liceilor teoretice. Vorbim despre formare profesională, domeniu care vizează școlile profesionale, colegiile tehnice, liceele tehnologice, economice. În același timp este și educația adulților, care vizează ONG-urile, care au drept obiectiv educația adulților. Și sunt, e adevărat, și alte, așa zise, programe Jean Monnet, care vizează, să zicem, îmbunătățirea activității din universități. E un domeniu
pe care nu l-am studiat foarte mult pentru că nu mă interesează în mod deosebit. Dar în principiu sunt oportunități de care pot beneficia atât elevii cât și profesorii și, cum am spus mai devreme, în Pașcani, din câte știu, se fac multe proiecte atât la școala specială cât și la școala lungă, la Colegiul Tehnic Unirea și în alte școli, și la Colegiul Sadat. Obligatoriu. Care este cel mai drag proiect pe care l-ai organizat, la care ai participat? Da, a fost proiectul pe care l-am făcut în perioada 2008-2010 cu elevii mei. A presupus participarea la un concurs național, Istoria mea e o story. Copiii pe care i-am coordonat au obținut premiul la fază națională și au fost selectați în urma unui interviu cu profesori din Germania să participe la o școală de vară la Berlin. Este practic o inițiativă a unei fundații, Fundația Körber, care încearcă în felul ăsta să rememoreze, să aducă, să zicem, în actualitate anumite aspecte dureroase din istoria comunității europene și în cazul comunităților naționale, practic, există o anumită temă. Și atât în 2008 cât și în 2010 am avut elevi, au și fost primele proiecte, cumva, să zicem, de amploare. Deci te conectezi în mod automat la primele experiențe? Da, a fost o experiență frumoasă pentru elevi, cel puțin pentru că au venit și, dacă tot vorbim despre sistemul de învățământ românesc, încercăm să abordăm anumite aspecte, au vorbit despre dotarea pe care o au cei de la Fundația Körber. Au spus că au făcut și o piesă de teatru, o emisiune. Practic au încercat, am și prezentat filmulețele pe care le-au adus copiilor de la Colegiul Sadoveanu. Practic aveau absolut tot la dispoziție. Ideea este că pur și simplu doar au muncit. Au muncit cu plăcere pentru a face anumite lucruri. Cred că și în cazul de față, prea mult se pune accent pe ceea ce înseamnă factorul uman. Sunt anumite lucruri care depind și de conducere. Și mi-a plăcut dotări. Foarte mult conducere, mă refer la nivel național. Mi-a plăcut foarte mult atitudinea unui profesor de la o școală care a spus foarte clar, în condițiile în care nu sunt respectate drepturile, nu înțeleg de ce mi s-ar cere anumite lucruri. Pentru că era vorba despre decontarea navetei și... Chestiunea foarte interesantă. Eu cred că profesorii, mare parte dintre ei, nu-și cunosc cu adevărat drepturile, chiar dacă ar trebui să și le cunoască. Și uite, aici poate să vină sindicatul în sprijinul lor și să îi susțină, pentru că hai să vorbim un pic și de minusurile din învățământ și să luăm un pic birocrația care există și care ne obligă să facem câte o hârtiuță, cel puțin pentru... Doar o hârtiuță. Cel puțin pentru fiecare mișcare pe care o facem. Da, birocratizarea excesivă este o realitate din învățământul românesc și, din păcate, la nivelul școlilor, știți și dumneavoastră, sunt peste 30 de comisii. În cazul fiecarei comisii trebuie făcute anumite dosare, trebuie raportate anumite situații și mai este și aracipul, dacă se ajunge la inspecții de această amploare, vă dați seama că toată școala devine, nu știu dacă mai există profesori, doar funcționari. Și astfel, actul, calitatea actului didactic lasă de dorit, pentru că în condițiile în care sunt foarte multe dosare de făcut, vă dați seama că este omenește imposibil să faci față tuturor cerințelor și în condițiile astea s-a cerut de foarte multe ori să se reducă birocratizarea aceasta excesivă, dar poate cred că iniția, e o tendință. Apropo de asta, poate iniția sindicatul un proiect în acest sens. Să simplifice un pic aceste... De fiecare dată când se adresează ministerului sau anumitor instituții petiții, se cere acest lucru. Ideea este că la nivel național sunt foarte multe, așa zise, situații care trebuie rezolvate într-un anumit context și în condițiile astea se cer din nou hârtii, pentru că hârtiile ne acoperă. Da, și era o chestiune foarte drăguță, nu știu dacă mi-aduc aminte în totalitate, cu o fabrică
în care erau mai mulți șefi și, de fapt, cea care muncea era o furnicuță și toți ceilalți se gândeau cum să o coordoneze mai bine ca ea să poată munci. Când a venit ideea asta, da, exact. Când a venit ideea aceasta cu arachipul și au apărut aceste controle sperietoare, așa ca să le zic, în toate școlile, noi credeam că arachipul înseamnă cu totul altceva, pentru că inițial așa am înțeles că urmărește cât de cât rezolvarea unor probleme din învățământ. În practică n-am văzut decât că urmăresc verificarea unor hârtii. Când a fost și la noi la școală, comisia arachip, am primit niște formulare, țin minte, și mi-aduc aminte că doamna care aștepta să completăm noi formularele a văzut pe formularul meu, eu nu bifasem, suntem obișnuiți atunci când participăm poate la anumite cursuri la care suntem implicați să bifăm la modul superlativ acolo, și eu nu făcusem asta. Și acum, dar sunteți nemulțumită de activitatea, nu văd scopul activității dumneavoastră. Da. Pentru că noi nu trebuie decât să facem și mai mult și mai mult decât făceam până acum, și nu are legătură cu actul didactic în asta sine. Asta este marea problemă. Asta este marea problemă, pentru că au de suferit copiii. Nu pot să spun, dacă toată lumea vorbește despre sistemul de învățământ finlandez. Am fost și vă spun sincer, sunt în jur de 14-15 copii în clasă. Asta e altă problemă mare, exact, în învățământul nostru. E adevărat că e specifică unor școli, pentru că sunt și școli în mediul rural care nu au numărul de copii foarte mare. Vorbim în special despre școlile din mediul urban în acest caz, dar când discutăm despre 14 copii într-o clasă, și problema e că aveau absolut toate lucrurile necesare pentru a se desfășura actul didactic în bune condiții. Nu mai spun că aveau și piscină sau, eu știu, sală de sport unde puteau face mai multe lucruri practic, dar în ultima instanță sunt foarte multe lucruri care depind nu doar de noi, profesorii, ci și de minister, administrația locală sau alte așa zise instituții. Pentru că administrația locală este sau ar trebui să fie cel puțin foarte implicată în susținerea învățământului și nu numai din punct de vedere material. Acum, în practică, lucrurile nu stau întotdeauna așa. Sunt foarte multe probleme și revenim un pic la cele legate de dotare. Dotarea din școlile noastre lasă de dorit și din punctul ăsta de vedere, ce poate să facă sindicatul? Sunt anumite lucruri care țin de administrație, de conducere, de minister, și în acest caz, sindicatul poate iniția petiții, anumite demersuri concrete. În rest, poate de prea multe ori sindicatul este văzut ca, nu știu, o parte, un partener care trebuie să facă. De asta am și pus la modul acesta întrebările, pentru că trebuie să facă exact anumite lucruri. Uh-huh. Sindicatul poate iniția anumite demersuri pentru a se, nu știu, mișca lucrurile într-un anumit context. Pentru că omul simplu așa gândește la modul direct, da? Care sunt avantajele mele, de ce aș fi un lider de sindicat, ce poate face pentru mine, eu am problemele astea. Ce anume dintre ele îmi poate rezolva? Păi în momentul în care vorbim de o uniune a unor oameni care au aceleași interese și aceleași probleme, este clar că acestea trebuie să aduse în față de cineva. Problemele astea e clar că există, și dacă lăsăm deoparte abordarea directă, ce avantaje am eu acum, poate fiecare dintre profesori poate înțelege mai bine, știu eu, ce înseamnă să fii membru de sindicat și de ce e mai bine să fii decât să nu fii. Da, la nivel național, în ultima perioadă s-a constatat că, cel puțin în învățământ, s-a înregistrat o subfinanțare cu proporții în jur de 40% pe ultimii ani, ceea ce înseamnă până la urmă o pierdere pentru societatea românească în condițiile în care e un lanț al slăbiciunilor. Nu se investește în învățământ și cel puțin legea educației naționale precizează că
pentru învățământ trebuie să se aloce 6% din PIB. Și de acolo se ia de fiecare dată. De fiecare dată, să zicem, între 3 și 4% se alocă, ceea ce este, reprezintă o subfinanțare cronică în acest domeniu. Și asta se întâmplă de ani de zile. De ani de clar. Zile, exact. E adevărat că au fost perioade în care s-au făcut investiții în învățământ. Unele au fost, să zicem, eficiente, altele mai puțin, pentru că au tot fost arătate anumite situații, exemple în mass media. Dar, în ultima instanță, sunt foarte multe probleme care vizează dotarea. Elevii trebuie să se raporteze, în general, la ceea ce așteaptă după terminarea școlii. Ei trebuie să fie pregătiți pentru viață. Asta este un aspect foarte important pentru lumea muncii, mai exact. Nu putem discuta despre teorie, despre anumite lucruri care presupun doar pregătirea teoretică și mai puțin cea practică, care este foarte importantă. Practic ar trebui să însemne cel puțin jumătate din ceea ce facem noi. Da. Dar o să revenim despre, cu discuția despre acest subiect și despre avantajele celor care sunt membri de sindicat și care, uite, recent au primit niște bani pe care nu mai sperau să-i primească. Și cel puțin așa știu că vor primi, pentru că martie 2015 a fost aprobată în Camera Deputaților Ordonanța de Urgență 58 pentru acordarea unei subvenții pentru dezvoltarea profesională. Sperăm să nu fie doar... Revenim după o scurtă pauză publicitară. De la început ne-am propus să oferim clienților noștri produse de calitate, la prețuri cât mai mici, la fel ca și în supermarketuri. Diferența este că magazinele noastre sunt amplasate aproape de casa ta, în zona în care locuiești. Deținem o platformă logistică proprie de distribuție pentru a achiziționa cantități mari de produse, așa încât să putem oferi clienților cele mai mici prețuri. Dorimer Market, comod și ieftin, aproape de casă. Te pregătești pentru un eveniment important? La magazinul Lidia Mod din Pașcani găsești ceea ce ți se potrivește, ținute office, costume de sezon și rochii unicat pentru momentele speciale din viața ta. Aici, silueta va fi pusă în valoare, indiferent de mărime. Luăm în considerare fiecare detaliu, atât pentru un design modern cât și clasic. Materialele de cea mai bună calitate și tiparele atent construite fac diferența. Toate pentru ca tu să strălucești și să te simți bine. Magazinul Lidia Mod, aceeași calitate la prețuri de producător, într-o nouă prezentare. Ne găsiți pe Splanada din Pașcani, lângă Fântâna Arteziană. Brutăria Țac Țac. De aproape două decenii reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă pecetea domnească la brutăria Țac Țac. Un cămin fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria pe Vegeton Plast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722661485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tomplast, pentru un cămin fericit.
Dacă aveți nevoie de ferestre și uși, TJ Tern Pașcan oferă cel mai bun raport preț-calitate. În showroom-ul deschis de curând pe strada Ștefan cel Mare din Pașcan găsiți o gamă diversă de uși de interior și exterior fabricate din materiale de primă calitate. Ferestre din PVC cu 2 sau 3 straturi de izolare termică și fonică superioară, fațade rezistente la condițiile atmosferice, prețuri de producător, calitate garantată. Fabrica de ferestre și uși TJ Tern, partener VECA. Pentru relații și comenzi ne găsiți la numerele 0232711988, 0722433503 sau pe pagina de internet tjtern.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Am revenit și o să reamintim telespectatorilor noștri, celor care știu, iar celor care nu știu, uite, au posibilitatea să afle, realizările sindicatelor vis-a-vis de tăierile salariale ale celor care lucrează în învățământ. Ce a făcut mai exact sindicatul, ce au făcut sindicatele, unele dintre ele, pentru că, din câte am înțeles, nu toate au inițiat aceste măsuri în instanță pentru recuperarea banilor pierduți de profesori. Da. Un alt avantaj foarte important al membrilor de sindicat se referă la asistența juridică și, cel puțin în ultima perioadă, sindicatele din mai multe domenii au inițiat acțiuni în instanță pentru a se obține anumite drepturi care sunt precizate în legi, dar nu sunt respectate. Cel puțin în cazul domeniului nostru s-au inițiat anumite hotărâri judecătorești care vizează majorarea salarială în perioada celebră a campaniei electorale în 2008. S-a propus majorarea salarială, s-au acordat în 2 tranșe anumite procente și ulterior s-au inițiat aceste acțiuni pentru a se obține majorarea de 34 și ceva la sută. Practic, hotărârile judecătorești vizează 221, 330 și 285, vizează perioada 2009-2011 până pe 12 mai și cel puțin la nivelul județului Iași, în proporție de 95%, aceste hotărâri judecătorești au fost, să zicem, rezolvate cu succes în favoarea membrilor de sindicat. Au fost și anumite restanțe datorită unor probleme de organizare, să zicem, s-a ajuns la separarea unei părți a membrilor de sindicat și atunci mulți dintre ei au fost uitați pur și simplu. Și în decembrie anul trecut am realizat cumva o situație statistică și s-a inițiat și medierea pentru aceștia în condițiile în care, mă dați seama, este un drept al fiecărui profesor, nu mă refer neapărat la membri de sindicat și aici trebuie să amintesc o altă inițiativă, USLIP, care a propus Ministerului Educației să se uniformizeze, practic, această, exact, așa zisă majorare pentru perioada 2009-2011, dar atât Ministerul cât și Guvernul Ponta au refuzat acest lucru și atunci este foarte dificil. Vă dați seama că hotărârile judecătorești vizează nominal, practic, fiecare, exact, membru, da, și în condițiile astea acțiunile în instanță au fost, să zicem, dificile. Ce șansă are un om care nu este membru de sindicat să depună aceeași acțiune în instanță și să câștige? Cred că discutăm despre acțiuni personale în acest context. Este alegerea fiecăruia. Am spus, cred că toată lumea știe lucrul ăsta, devii membru de sindicat benevol. Nimeni nu te obligă. Practic, sunt și colegi care nu au ales, să zicem, această formă de solidaritate, îi putem spune. Este alegerea și decizia fiecăruia.
Numai că cei care aleg să facă singuri asta trebuie să-și plătească, evident, avocatul, pe când atunci când vorbim despre apartenența într-un sindicat, acolo asistența juridică este gratuită, indiferent, bănuiesc, de situația în care se află acel membru, chiar dacă este o situație personală și nu este una colectivă sau mă înșel. Da. Am avut un caz aici, în Pașcani. Profesorii de la o anumită școală au pierdut procesele cu un alt sindicat. Au apelat la noi, erau în jur de 40 ceva de oameni și doar 20 au ales să inițieze acțiunea cu SLIP. Restul au mers la un avocat din Pașcani, dar în condițiile în care cei 20 au câștigat cu SLIP-ul, și vreau să vă spun că a fost o acțiune complicată pentru că a trecut perioada, cumva era în prescriere, și în condițiile astea ceilalți, restul, au apelat din nou la SLIP pentru a se organiza. Și-au rezolvat până la urmă problema. Procesul se derulează acum, dar a fost o chestiune interesantă. A fost alegerea oamenilor până la urmă. Fiecare are dreptul să aleagă. O să revenim un pic la tema de la care am pornit. Da, o chestiune foarte importantă apropo de hotărârile judecătorești, pentru că teoretic statul ar fi trebuit să dea suma integral și s-a hotărât să se dea în tranșe prin ordonanță de guvern. Sindicatul a dat în judecată pentru a se obține dobânzi. Și atunci, pentru fiecare, să zicem, perioadă, 2009-2010-2011 și 2011 ianuarie-mai, practic se va obține o anumită dobândă și în cazul SLIP-ului cumva dobânda vizează perioada 2011-2016, spre deosebire de alte... O perioadă destul de lungă de timp în funcție de momentul în care au inițiat acțiunea în instanță. Da. Da. Uite, că sunt și avantaje și, sincer, eu cred că toți profesorii s-au bucurat când au văzut că totuși acești bani pierduți, uitați, ai nimănui se întorc. Revenim la proiecte și la motivația profesorului de a rămâne sau nu în învățământ, pentru că dacă stăm să ne gândim ce îi oferă în momentul de față învățământul unui profesor, la modul practic. Ce îi oferă învățământul? Un loc de muncă. În primul rând. Și pentru mulți dintre cei care sunt în învățământ, rămâne doar un loc de muncă, din păcate. Altceva. Da, practic, dacă vreți, este domeniul în care se fac angajări. Vorbim despre cel mai mare angajator, ca să spunem așa, în perioada actuală, în domeniul statului. Cer scuze, în ultima instanță discutăm până la urmă despre anumite oportunități care sunt minime, să spunem. E adevărat că pe parcurs, după o anumită vechime, profesorii pot obține un salariu motivant, să-i spunem, într-o anumită măsură, pot exista și anumite, așa zise, beneficii în urma unor activități extrașcolare de amploare, proiecte, rezultate la olimpiadă sau la concursuri, vorbim despre gradație, și în condițiile astea să zicem că sunt poate anumite. Oricum, ponderea satisfacțiilor emoționale e cu mult mai mare față de satisfacțiile materiale în acest domeniu, indiferent de vârstă și de ani de vechime. Dacă îți place să lucrezi în învățământ, dacă ești pentru acest domeniu, mergi pe ideea totuși că trebuie să fii din locul acela ca să poți să reziști, cel puțin în condițiile în care se derulează la noi actul de învățământ. Spre exemplu, la clasă, un profesor este cu adevărat managerul clasei sale? Are dreptul să hotărască ce are de făcut într-o oră? Discutăm despre actul de predare. Exact. Da? Despre predarea propriu-zisă. În condițiile în care se respectă programa, e adevărat că dacă intervin anumite, să zicem, aspecte, probleme, dificultăți și s-a rămas în urmă, când se ajunge la o inspecție, trebuie să se dea explicații. Dar, în ultima instanță, discutăm despre capacitatea profesorului de a își organiza actul didactic în așa fel încât să vadă un anumit feedback din partea elevilor, pentru că și aspect, este un aspect foarte important.
E adevărat că după fiecare oră copiii trebuie să rămână cu ceva. Fiecare temă are anumite obiective ce trebuie urmărite pe parcursul orei și la sfârșit profesorul vede dacă scopul orei a fost atins sau nu. Dar metodele prin care el poate lucra cu elevii sunt și acelea destul de fixe. Hai să lărgim un pic discuția și să ne gândim la cadrul clasei. Profesorul are libertatea să facă ce vrea el legat de spațiul în care să-și desfășoare activitatea. Astăzi, să spunem copiii, mergem la muzeu. Pentru că, uite, acolo, ora de istorie poate fi mai ușor înțeleasă. Poate să facă asta? Simplu, pur și simplu ajunge la școala aia copiii și merge noi, la muzeu. Noi, cei din Pașcani, ar trebui să mergem în altă parte, la asta muzeu. Asta este logică, nu avem. Da, exact. Sunt foarte multe documente, hârtii care trebuie completate pentru a se organiza o astfel de activitate. Asta este realitatea. Problema e că, pornind de la anumite cazuri particulare, concrete, s-au impus astfel de reguli în condițiile în care discutăm despre siguranța copiilor. Este și ăsta un aspect foarte important. Dar, apropo de... Ne-ai mărită siguranța copiilor de hârtiile pe care noi le facem? Nu, sub nicio formă. Discutăm, dacă vreți, despre, din nou, o birocratizare excesivă în învățământ. Asta este realitatea. Și asta pentru că există niște factori care vin și trag la răspundere profesorul, conducerea unei școli, chiar și atunci când aceștia nu sunt factori participativi la un eveniment nefast, Doamne ferește. Da, nu? Păi asta este situația, asta este realitatea, e adevărat. Și ne conformăm unor reguli ale societății, ne acoperim cu hârtii și asta rezolvă situația? Nu. Mai puțin, nu rezolvă situația. Ne ține într-un cadru, acolo, în școală, ieșim mai puțin cu brațul de hârtii după noi, pentru că și atunci când profesorul pleacă la o olimpiadă cu elevii, are nevoie să le facă protecția muncii, da, acordul părinților și așa mai departe. Toate aceste documente trebuie întocmite fără doar și poate. Ai vrut vreodată să renunți pe parcursul unui proiect inițiat în afara școlii, pentru că la urma urmei nu te obligă nimeni să-l duci la capăt. Te-ai apucat de un proiect și ai vrut să renunți? Sincer, primele proiecte s-au axat pe ceea ce predau eu, pe disciplina istorie. Noi am făcut foarte multe interviuri pe teren. Chiar a fost o experiență extraordinară, atât pentru copii cât și pentru mine. Am abordat diverse teme care se referă la cel de-al doilea război mondial, perioada comunistă, chiar o temă foarte interesantă pe care am realizat-o, cred, în 2008 cu elevii. S-a axat pe ceea ce înseamnă experiența elevilor de la Colegiul Sadoveanu actualmente, dar cumva o instituție creată din 1932. Am vorbit despre experiențele copiilor în ceea ce privește călătoria. Practic, cum călătoreau copiii în perioada interbelică, cum călătoreau în al doilea război mondial și în perioada comunistă. A fost o muncă dificilă și, sincer, la un moment dat, chiar au fost și idei din astea, da, să renunț. E greu să te documentezi din domeniul acesta, e destul de greu. Știu că și o elevă mă ruga să vorbesc cu bunici, poate au cunoștințe din acea perioadă și am zis, îmi pare tare rău, dar eu nu sunt de aici, din zonă, și chiar e destul de dificil să vorbești despre un proiect care te conectează la altă perioadă de timp și există dificultăți pe care poate nu le-ai prevăzut în entuziasmul cu care ai pornit în inițierea proiectului. O să-ți pun o întrebare finală pe care am mai pus-o, dar mă gândesc că din postura ta și cu experiența pe care o ai în învățământ și ca lider sindical, poți să vezi altfel lucrurile. Poate ai mai multe pârghii sau poate ai mai multe cunoștințe și poate în tine, cei care ne urmăresc acum, văd o speranță, o rezolvare a situațiilor și problemelor care sunt în practică, în învățământ. Dacă ai fi ministru pentru o zi, care ar fi măsurile pe care le-ai lua? Este o întrebare la care nu m-am așteptat. Cred că aș adopta măsuri care se referă la îmbunătățirea condițiilor pentru profesori, să zicem schimbarea programei și primul lucru care le-aș face, salariile mai mari. Aș dubla salariile, cred.
Să da, domnul, cine știe. Poate că cineva o să te audă. De ce? De ce ai face asta? De ce le-ai dublat salariile profesorilor? Pentru că sunt salariile foarte mici. Este un domeniu care a ajuns cumva la limita ceea ce înseamnă, nu știu, nu neapărat bunul simț. Discutăm până la urmă despre condiția profesorului în societate astăzi. Sunt valorile acelea care le răstoarnă lucrurile și odată ce ești prost plătit, ești și prost tratat. Da, și văzut în societate. Asta este ideea și nu poți face performanță, nu poți, eu știu, încerca lucruri noi dacă nu ești și motivat într-un anumit context. Și acum, pentru că emisiunea noastră a luat sfârșit, a venit timpul să-mi adresez o întrebare. Cum reușești să faci față tuturor activităților extrașcolare pe care le faci? Greu, dar îl așez și sau încerc să-l așez în tot ceea ce fac acolo pe Dumnezeu, pentru că noi avem posibilități limitate și eu merg pe ideea că în momentul în care te raportezi la ceva infinit și posibilitățile tale umane cresc în mod automat. Încerc să-mi organizez mai bine timpul, chiar dacă nu reușesc de fiecare dată. Încerc să fac în așa fel încât timpul meu liber să nu fie liber, ci să fie unul util să fac ceva cu el. Și nu-mi dau seama cum trec zilele. Cu ajutorul lui Dumnezeu în principiu, pentru că ceea ce facem noi nu ține doar de posibilitățile noastre, ci de anumite lucruri cu care am fost înzestrați. Cred că ăsta este răspunsul meu. Îți mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune și nu știu dacă telespectatorii noștri au rămas cu un gust amar sau cu niște răspunsuri, poate li s-au reactualizat anumite probleme. Cert este că merită totuși să fii profesor dacă îți place ceea ce faci și dacă în spatele carierei se ascunde și o motivație care te susține în mod constant. Merită să te implici în activitățile extrașcolare pentru că, iată, aceste proiecte te ajută să te perfecționezi, să te dezvolți personal și mai mult decât atât te îmbogățesc sufletește. Iar atunci când ai probleme, există sindicatul care le poate pune într-un cadru, știu eu, comun, poate găsi alte persoane care sunt în situația ta și te poate ajuta prin diferite modalități. Dragi telespectatori, vă mulțumim pentru atenție, o seară plăcută în continuare, ne revedem săptămâna viitoare!